Suntem suntem emoțiilor și versurile sunt atât de bine scrise uneori, încât chiar și fără a le cânta, tot trezesc emoții și undeva spun acolo despre nemurire. Oamenii devin nemuritori prin ceea ce fac în comuniune cu ceilalți, în comunicarea cu ceilalți. Doamna Pelerașul și alți oameni care urcă în scenă sau fac un deosebit, au un dar artistic, un har în care poate să sensibilizeze și să transmită emoții. Noi ceilalți, poate suntem doctori, poate suntem profesori, poate suntem ingineri, ne facem datoria, dar în același timp, fiecare dintre noi suntem, să spunem, sprijin pentru celălalt din stânga, din dreapta. Și în felul acesta, prin ceea ce facem bine pentru aproapele noastre devenim nemuritori. Așa cred că trebuie primită toată povestea noastră pe pământ. Și cu siguranță oamenii care sunt în inimile noastre, că sunt aici în sală, că sunt mai departe, simt că îi păstrăm cu noi întotdeauna. Mai departe, în scenă, vor urca